Noi date în dosarul permiselor de la Suceava, 27 de persoane au fost trimise în judecată pentru corupție. Concret, inculpații au primit șpăgi de mii de euro de la persoane care voiau să obțină permisul de conducere. Aceasta este a treia cauză a dosarului Fabrica de Permise de la Suceava. Procurorii anticorupție au finalizat cercetările în ceea ce privește comiterea unor fapte de corupție legate de omologarea și înmatriculările auto. Anterior, în celelalte două cauze care vizau fraudarea probei teoretice, au fost trimise în judecată 35 de persoane, după ce ar fi ajutat 230 de candidați să fraudeze proba teoretică a examenului. Printre cei trimiși în judecată se numără și mai mulți șefi din poliție din Suceava și Neamț. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat în scopul obținerii unor sume de bani în legătură cu fraudarea examenelor practice pentru obținerea permiselor de conducere, dar și în legătură cu înmatricularea autoturismelor. În urmă cu aproape 2 ani, anchetatorii au găsit bani ascunși în pereți și chiar în ligiane sau găleți. În urma perchezițiilor au fost ridicate 2 camioane pline cu probe. Totodată, în perioada 2018-2019, 6 funcționari din cadrul RAR Suceava și Neamț ar fi primit de la mai multe persoane direct sau prin intermediari, sume de bani cuprinse între 100 de lei și 250 de lei în vederea omologării unor autovehicule cu prioritate sau care prezentau diferite neconformități tehnice, autovehicule care ulterior ar fi fost înmatriculate și introduse în circulație.